Potrivit IPJ la joi 18 noiembrie, la ora 14 și 15 minute, poliția a fost sesizată prin apelul de urgență 112 despre producerea unui accident de circulație în localitatea Huseni. În accident au fost implicate o autoutilitară și un autoturism. Șapte persoane au fost transportate la spital. Este vorba de cei doi conducători auto și cinci pasageri din autoturism. Cei cinci pasageri din autoturism sunt trei femei cu vârste cuprinse între 21 și 41 de ani, precum și doi copii de patru luni, respectiv 5 ani. Șoferul autoutilitarei, un tânăr de 23 de ani din Comuna Bănișor, a fost testat cu alcool testul, rezultatul fiind negativ. Conducătorul autoturismului, un bărbat în vârsta de 44 de ani din Comuna Crazna, nu a putut fi testat întrucât starea de sănătate nu i-a permis acest lucru, urmând a fi recoltate probe de sânge. Polițiștii ajunși la fața locului au continuat cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările care au dus la producerea acestui accident. Potrivit Isusă la joi 18 noiembrie, Garda Nușfalou a fost solicitată să intervină la un eveniment rutier în localitatea Huseni în care au fost implicate două autoturisme. În urma evenimentului, două persoane adulte au rămas blocate într-un autoturism. Ele au fost extrase de către pompieri, iar la locul evenimentului, au fost trimise echipaje medicale de la Anushfalau, Cimleu și Zalău. șapte persoane au fost asistate și transportate la Opus Mord zalău